Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români va fi marcată și în acest an la Hunedoara prin căsătorii de probă oficiate la Castelul Corvinilor. Îndrăgostiții sunt așteptați să își demonstreze iubirea printr-un ceremonial special. Ei vor avea posibilitatea să își oficializeze relația simbolic pentru 24 de ore datorită acțiunii organizate de Primăria Hunedoara. Ceremoniile de oficiere a căsătoriilor de probă vor avea loc în Capela Castelului Corvinilor vineri 24 februarie, începând cu ora 11. Perechile de îndrăgostiți din oraș, dar și cei veniți în vizită la monumentul medieval, sunt invitați să-și oficializeze relația simbolic pentru 24 de ore. Aceștia vor primi din partea autorităților locale flori, șampanie și certificate de căsătorie de probă. Ca istorici punctăm dragobetele și în care se va merge în continuare spre spre valorile, ca să spunem așa, ale culturii românești, valorile ale culturii românești. Vor fi în continuare căsătorii de probă în Castelul Corvinilor, vor fi în continuare prezenți cavaleri, domnițe, care vor aduce un plus de culoare fotografiilor ce vor fi făcute cu această ocazie și care vor contribui, spunem noi, la crearea a ceea ce se numește amintire de neuitat. Prima dată, dragobetele sau zeul dragostei în panteonul românesc, identificat cu Cupidon, zeul dragostei în mitologia romană, a fost sărbătorit într-o manieră similară în municipiul de pe Cerna în anul 2017.